Salutare tuturor, ne regăsim pentru un episod din Medieval Dynasty în care ne vom continua aventura. O să facem misiunea lui Dobronica, să vedem problema de livrare. Bună, Jaronivica, Dobrica m-a trimis. Pentru ce? A trebuit ca să-i aduce la tavernă niște semințe de al mei sau cred că la ce se face berea este? Da, și? Îmi pare rău, nu am vrut să te deranjez. Tot timpul ești așa drăguță cu necunoscuții sau sunt eu special? A, scuze-mă, n-am vrut să fiu nepoliticoasă. Doar traversăm o perioadă dificilă. Scuze că te deranjez, doar am vrut să știu ce se întâmplă cu livrarea de... nu știu cum se la ce se întâmplă cu bun. Din păcate, nu suntem în măsură ca să îi dăm semințele. De această dată, cultura noastră a fost foarte slabă, practic inutilizabile, adică nu au fost bolnave, cred că s-au uscat. Și cum nu am destule probleme, dar nu vă faceți griji, am comandat din Rolnica, dar cursierul, adică la ce a trebuit să ajungă ieri și nu știu ce s-a întâmplat, dar nu prea are de obicei, este foarte rapid. Poate ai putea să mi ca să verifici? Da, pot să mă duc să fac asta, ai grijă de tine. Bun, povestea lui Dobronica. Să vedem unde... What the fuck? Este foarte departe aici, bun. Am să venim aici, nu avem de ales. Am ajuns în Ronica și o să vorbim cu Nadar. Bună, cu ce te pot ajuta? Bună, mi-a cerut să vin să văd unde este livrarea de semințe în destinație de Gustovia. A fost vreo problemă? Ce? Încă nu a ajuns în Gustovia? Sunt îngrijorat. Ce s-a întâmplat? L-am trimis pe unul dintre oamenii mei cu un pachet ieri. Ar fi fost trebuit deja să se întoarcă. Când ai venit, nu ai... Acest drum nu ne-a pus niciodată probleme. Poate s-a întâmplat ceva? Dacă tot sunt implicat aici, aș putea să merg să încerc să-l găsesc. Am venit de aici, din Gustovia, pe aici, dar nu am văzut nimic. Foarte bine. Ești foarte, foarte amiabil din partea ta. Sper că este bine. Să nu pierdem timp. Bun. Ce să nu pierdem timpul? Să vedem. Ne arată ceva pe mapă? Deci în zona asta unde este casa mea. Bun, o să mergem acolo și o să vedem. Cred că am găsit ceva, este oare un indiciu? Tot am căutat prin zonă, n-am găsit nimic, am găsit doar pata asta de sânge. S-ar putea să fi fost atacată, să văd, nu este nimic prin zona asta. Marci că a fost atacat. Bun. Nu este pe aici, oare pe... uite, da, pe aici. Cred că oare trebuie doar ca să urmărim pata. Am să vă arăt și pe mapă, dacă în caz că vedeți, cam în aici, în zona asta. Merge, aici cred că o să meargă pe drum, da. Pe drum. Încă continuă. Tot drept. Se pare că a pierdut foarte mult. Adică nu știu dacă e asta, da? Uite și o căruță. Deci merge pe aici. Să vedem dacă este ceva aici în căruța asta. Pețe, pietre. Și niște pietri. Tot am să facem astea două pietri. Dar cred că am dat producția rapidă pentru că... Da, nu i-am dat încă. Chiar aș fi fost vrut să dau producția rapidă. Bun, încă este pe aici. Bun, aici. Uite. Oare el este? Ugo, hai să vedem. Ajutor, ajutor, m-au bătut. A pierdut foarte mult sânge. Am fost atacat. Tușește, nu cred că o să reușesc. Tu trebuie să fii
omului Nadar, nu? Cel care a trebuit să livreze semințele în Gustovia. Da, exact, țin acest pachet, dacă vrei. Dar te rog, du-te și caut ajutor. Ia, asta ar trebui ca să te ajute un pic. Da, să-i dăm. Bun. Mulțumesc, străine. Sunt în drum. Apasă unde ești lovit. Bun, povestea lui Dobronica Doiu. Deci, trebuie să mergem să-l vedem pe Nadar. Bun. Ok, o să mergem să-l vedem. Am ajuns în Ronica și o să mergem să vorbim cu el, să-i spunem ce s-a întâmplat. Nadar, bună, adică bună ziua, despre livrare, da, l-am găsit pe omul tău, este grav lovit și este în drum, are nevoie de ajutor. A, deci pot să și mint, da, să zicem. A, o să trimă pe cineva, da, repede. Mulțumim pentru ajutorul tău. Poți să te ocupi de livrarea? Da, bineînțeles. O chestie incredibilă, uite niște bani. Păstrează și de la muncitori au mai mult nevoie ca mine? Păi bineînțeles că luăm banii. A, ne-a dat 300? Foarte bine că am acceptat. Bun, avem livrarea, o să merg ca să o duc la Dobronica și o să terminăm misiunea. A revenit în Gustovia și o să vorbim cu Dobronica. De Bronica, bun. Uite, te-ai revenit. Da, ți-am adus comanda de asemă să consult lista. Bla, bla, bla. Bun. Pace pentru toată lumea. Da. Uite, uite, draga mea. Hai să zicem, uite, draga mea, să vedem. La Chimir, știți că nu poți să seduci o femeie căsătorită? Este o crimă. Și te vom bate, adică ca pedeapsă. Nu am vrut, doar că este așa credul. Este și foarte oribilă. Ha, ha, ha. Ai avut probleme un pic, dar pentru un aventurier ca mine nu este nimic. Bun, zice, bravo. Sper că nu ai avut probleme mari cu dragonii. Sper bine, dar adică lupii, oamenii aceia ce se transformă lumea, nu mai știu cum le zice. Nu prea le-au plăcut. A, uite, plata ta. Mi-a dat 200, deci 500 am luat la această misiune. Ok, zice, plec în om bogat. În acest caz, la revedere, Dobronica. Vedem ce putem vinde. Se vindem astea. Aia nu o vindem și se vinde și astea. Și chiar că plecăm într-un om bogat. De ce ar fi blocată? Hai să vorbim cu un negos sau să trecem un anotimp. Hai să facem și capitolul 2, un supraviețuitor, și să trecem un anotimp să vedem ce o să se întâmple pe urmă. Bun, băieți, o să ne terminăm depozitul înainte să trecem un anotimp. Sperăm că avem toate resursele necesare, numai cred că le am dacă nu mă înșel. Am dat să fac partea, dar cred că totul mai se face una, e perfect. Oh, putem face o nouă construcție. Și am terminat și depozitul, băieții. Deci, putem să ne punem toate astea. Toate astea ca să ne eliberăm un pic spațiul. Bun. Aici putem să luăm astea. Să transportăm și un pic ca să punem în adevăratul depozit.
hai să luăm ultimele chestii care le avem aici. A, nu pot să mă mișc. Bun. Chiar nu pot, da. Wow, dar este ceva foarte, foarte greu. Are ce este așa greu? A, pietrele. Cred că doar pietrele nu o să... Bun, are nimic, o să lăsăm pietrele acolo și când să știu că am pietre acolo, dacă în caz că o să am nevoie. Bun, să punem astea, cireșii, prunii, toate astea. Și noi o să dormim pentru a trece un nou sezon. Adică ce vorbesc un nou sezon, un nou anotimp. Bun, putem trece un nou anotimp să vedem ce se întâmplă. Chiar habar am ce mi-a zis acolo, am văzut că au fost neajuns niște chestii. Capitolul 3. Bună, dragi vecini. Bun, să facem 3 chete, cred că cheta este să vorbim cu un ghost din nou. Oare să fac aia sau putem face și cabana, am văzut că am deblocat și cabana vânătorului. Sincer, habar am, cred că am să fac cabana vânătorului, de ce nu? Apoi să vedem ce o să se întâmple. Urma cabana vânătorului mi-am fost zis că am să o fac aici. Exact în locul ăsta. Nu e aici, aici, pentru că este o clădire care am fost deblocată mai repede ca celelalte. Pietri nu am nicio piatră la mine, am pietri doar, nu cred. What? N-am arcul. Mă cred că am un arc. Ba, am un arc aici. Și oare avem săgeți? Să văd dacă avem săgeți. Da, avem 3 săgeți. Bun, perfect. Din prima fix în cap. Dar cred că săgeata mi s-a rupt. Nu mai putem recupera săgeata. A, uite, o văd. Oare o să o recupere? Da, și săgeata de fier. Bun, am luat piatra. Mai trebuie încă 3 pietri, se pare. Una, what, nu găsesc altă piatră. A, uite, ne-ai. 2, 3. Bun, cred că între timp am să merg să fac capitolul, oare să fac capitolul 3 sau să termin cabana? Sincer, habar am. Oricum, eu am, ori am să mă găt ca să o termin aproape, de fapt, oricum o să ne auzim imediat. Între timp am fost decisă ca să merg să fac misiunea, adică să facem capitolul 3. Am găsit chestia asta și am mai fost găsită ceva, dar din păcate am fost uitată încă 3 copaci. Ceea ce mă interesează foarte mult sunt copaci și o să îi plantăm, dar nu știu dacă o să îi plantăm și aici sunt și niște buturugi. Mai avem încă 400 de metri, am să vă arăt ce am mai găsit. Am mai găsit și din anul asta, am găsit asta, 3 firuri de lână. Bun, o să vorbim cu un nigos, dacă îmi instalat bine, dar putem zice că sunt instalat destul de bine. Este fantastic, Rachimir, dar vin într-un moment foarte prost. Adică, treburile mele ca rege, Castelan, cred că este un rege, mă așteaptă. Bineînțeles, înțeleg, totul este bine. Da, să fiu sincer cu tine, a fost o crimă. Este o chestie care nu a,
care nu se întâmplă prea despre aici, să zicem asta, da, nu este inabit, adică este inabit, o, nu prost să pronunț cuvântul, ci este o chestie care nu se pronunță, adică care nu este foarte rar aici. Zicem, mă duc ca să văd locul de crimă și să interoghez martorii. Dar nu știu la ce să mă aștept. Nu uita toată lumea minte. Sunt sigur că o să te ocupi foarte bine de problema asta, zicem. Doar timpul o să ne zică. Da. Ok, zice că este o problemă și nu poate să ne spună povestea acum. Dar știi pe cineva care mi-ar putea spune una? Se numește Sember și este unul de-al nostru, din grup, adică din secta, nu secta, grupul lor, vreau să zic. Ce serios este aici, în această zonă, da. Am să-ți zic pe hartă unde este casa lui, trebuie să mergi să-l vezi perfect. Dar ai grijă, Sambor nu este prea amical. Trebuie să ai grijă pentru... Dar el este unul destul de periculos, ok? Și glumeț. Sunt sigur că exagerez. Oricum, am să-i spun că a făcut parte din chemătorii. Ok, bun, eu doar ți-am spus. Bun, doar a zis asta să vedem unde este Sember. Unde este Sember? Aua, tu fac eu de parte. Bun, o să mergem să-l vedem. Nu pot să cred, am mai găsit un nou câmp. Să vedem oare ce găsesc aici. What? Este un nou arc? Chiar cred că este un nou arc. Se oare săgeata aia de acolo. Doar niște mere. Bun. Uite arcul. Să vedem ce mai este interesant aici. A, bun, acum am reușit să o iau. Farina. Nu pot chestii chiar așa interesante ca în celălalt care l-am fost găsită data trecută. Dar au fost chestii destul de... Măcar am mai regăsit un nou arc și să mâncăm niște mere. Și o să mergem să vedem pe Simba, care este doar la o 200 de metri. Ce a fost aici? A, este un lup. Sper că nu... Anul vine după noi, este perfect. Oale. Da, el este Stembor. What? Dar cum a spăriat? Dar cum a spăriat din casă? What the fuck? Oale, mă mai poate ataca? A, nu mă mai poate ataca. Ce faci, băiete? Te-ai pierdut? Scuze-mă, n-am vrut să te întrerup. Așteaptă un pic. Lasă-mă să mă uit acest ochi și nu mai tremura. Negru-albastru, ești din familia lui Jordan, nu? Da, mă numesc Drachimir, tu trebuie să fii Sember. Da, cum știi, mi-a vorbit un negoț, mi-a zis că ați făcut parte din chemătorii. Parte din ce? Știi tu, grupul vostru, un negoț și Jordan. N-am auzit niciodată un nume așa stupid în viața mea. A, scuze-mă, cred că faci cheroare. Se numește Pumnii Imortal. A, este mai rău. Asta zice, uite, un frumos nume. Hai ca să-l flatăm un pic. Da, pentru că este un nume mai bun pentru că eu l-am găsit. Toată lumea l-a adorat. Nu știu de ce un negoț te-a mințit cu un asemenea lucru. Poate doar că este gelos de creativitatea ta și nu cu un pic, chiar este și cred că e din cauza asta. Aș adora ca să aud povestile din aventurile din grupul vostru și al unchiului meu.
Ce incredibilă coincidență! Chiar am timp și aș vrea ca să le spun la cineva la un foc de tabără. Serios? Nu. Du-te și uite acest locul. De ce? O să iei doar un moment, chiar un mic moment. Spune-mi și mie cum a fost unchiul meu și cum ați creat grupul, Adchemătorii, de fapt, pumnul imortal sau cum se numește el exact. Deci, nu știi ce am făcut? Nu. Unigos nu mi-a zis încă aici. Bun, de acord. Taci și ascultă-mă. Pentru a începe, totul a început când Iordan a plecat din casa lui, avea 18 ani în acea epocă. Mi-am amintesc foarte bine acel inteligent. A fost mult prea important pentru acel loc unde a văzut ziua. Și el a știut asta și a plecat la puțin timp. Chiar dacă a fost inteligent și tânăr, tot timpul a fost un arogant și irespectos. Ok, ascultăm. Ceva sincer, dau skip pentru că deja nu am chef să aud tot ce spune și ascultăm să vedem ce se întâmplă. Ok, este că nu mai vrea să ne spună. Ok, și este că să ne ocupăm. Bun, cred că trebuie ca să recuperăm aici niște argilă din asta. Da, uite cum zice acolo. Ce e asta? Figurine. Bun, să luăm și... bun, am terminat. Uite, mai sunt niște figurine aici. Hai să le luăm pe toate, de ce nu? Câte sunt? Deja avem 5, 6, bun, ce nu mai este? Uite, încă două aici. Aici nu este oare? What? What? Uite câte sunt aici. O, sunt destul de multe. Bun, o să luăm toate și astea devin. Oare mai sunt? Ba, uite. 19, cred că sunt 20. A, nu, uite, sunt mai multe de 20. Bun, hai să-i dăm asta și să termină povestea, așa pe să mergem să vedem, pentru că chiar ok, vrei să continuăm, ascultăm, ascultăm. Deci ați furat, ok. Da, ascultăm, ascultăm. Wow, dar sincer, conversația era foarte lungă, dacă nu, nu cred că... Bun. Am terminat între timp, am să merg să-l vedem pe Unigo, să vedem ce are și putem să dacă o să putem să vină în următorul oraș figurinile. Am reajuns în Bustovia. Între timp am să vă arăt, am fost găsit de ceva, dar am uitat ca să filmez, am fost găsit acest sac care zice că putem să transportăm 6 kg în plus, deci suntem la 41. M-a fost citat un pic pe net, am văzut că putem să transportăm chiar și o geantă. Am fost găsită asta, normal m-a fost găsită și niște... Nu știu, 15 împotriva și plus 20 împotriva frigului. M-a fost găsită și Adidas noi. O să-i punem pe astea noi care zice minus 10 împotriva căldurii și plus 20 împotriva frigului.
O să-i punem pe ăștia, noi pe ăștia o să îi putem vinde sau o să-i punem în depozit, o să văd. Și acum o să vorbim cu Unigo să vedem ce zice. Tot timpul e o plăcere ca să te văd, Rachimir, Unigos, bună, am vorbit cu Sembor, da, este adorabil, nu, da, este foarte adorabil ca un, ca un micuță, cum îi zice, ca un mic, ca o mică pisică. As, deci Sembor, da, da, l-am văzut. Mi-a vorbit despre uncul meu și mi-a spus povestea cu lordul, nu știu ce înseamnă ăla. A, deci ți-a spus această poveste, sunt sunt prins. A, adică este nu pot să pronunț cuvântul. Bun. Da, a fost, chiar am fost foarte bun. Hai să dăm skip. Ascultăm, ascultăm. Sincer, pentru că deja să punem toate povestile care doar este povești. Tot n-am apucat să citesc, da. Bun, am terminat a doua misiune, deci să recuperăm farsurile de la Ida. Unde e? A, este aici aproape. A, e bun. Am crezut că este un pic mai departe. Povestea lui Unigost. A, mi-am amintit misiunea asta. Că am fost făcută și câteva misiuni înainte ca să... Adică, de fapt, am fost făcută capitolul, dar de mult și cred că mi-amintesc că l-am jucat înainte pe PC. Este o misiune cu ghicitori. Știu că prima a fost ratată direct, dar prima a fost uitată și... dar nu mai mi-amintesc. What? Nu este ea, este aici înăuntru. A, uite-o ai. Ida. Bună, Ida, am venit pentru farsurile lui Unigost. Dispar din fața mea, copile. Am câștigat-o. Câștigat? Bună, ai dăm skip. Ok, hai să spunem. Da, este cu ghicitor. Primul lucru, ce dispare într-o secundă, dar nu își pronunță numele. Praful, un copil mic, un copac, vântul, liniștea și responsabilitatea. Dispare într-o secundă și nu-ți pronunță numele. Normal, liniștea. Sincer, ezită între liniște și vânt. Normal, vântul își pronunță numele pentru că îl simți. Doar liniștea. Trebuie să fie ceva capcan aici, hai să dăm liniștea. What, am reușit! Corect, pentru următoarea. Hrănește-mă, trăiesc, dăm să beau mor. Un cal, dacă îi dai să beie, nu moare. Umbra, dar umbra n-ai cum să o hrănești, să-i dai focul. Dai lemn, sau puteți, muzica n-ai cum. Mizeria, independent. Cred că ar putea să fie focul aici. Hrănește-mă, adică hrănești, îi dai lemne, trăiește. Îi dai să beie, moare. Este singur. Hai să încercăm. A fost asta. Deci, wow, ești foarte bun. Ești mai bun decât regele nostru, dar trebuie ca să rezolv și ultima ghicitoare. Ascultă-mă bine. Pot să zbor, dar nu am aripi. Pot să plâng, dar nu am ochi. Unde mă duc, întunericul vine cu mine. Cine sunt? Un nor? Ceapă. Poate să plângă, da, nu. Cum îi zicem, pădurea, imaginația, problema și o pasăre. Deci, cred că e norul, că pentru că plouă, când plouă, zice că plânge și unde merge, astupă soarele. Hai să încercăm să vedem. Am reușit! Mulțumesc, a fost un joc care m-a amuzat. Ah, bun, am crezut că o să fie mai greu. De fapt,
Prima a fost destul de grea, a fost capcană, dar mi-am fost amintită că cred că am fost luată vântul data trecută. Și din cauza asta, celelalte nu au fost așa grele dacă citești cu atenție ceea ce spune și înțelegi. Asta e chestia că trebuie să și înțelegi ceea ce spune. Dacă nu înțelegi, nu ai cum să o reușești. Sper să nu doarmă ca să putem să vorbim cu el. Dar cred că doarme. Oare să-l putem trezi? Ah, bun. Uite, am fost rulele tale. Deci, ai întâlnit o problemă? Hai să zicem niciuna. Am notat să am te caută. Pe mine e sigur. Dacă caută pe cineva cu o privire ciudată și o față stupidă. Ok. Bun, deci să const... A, uite, perfect, eu l-am fost începută. Deci să vânăm adică trei porci mistreți. Trei porci mistreți sau trei vulpe. Și să construim și cabana vânătorului. Bun. Am să merg să dorm și apoi am să văd cu ce am să încep. Am revenit, aproape am terminat. Între timp, din greșeală, am fost făcută doi pereți. Am vrut să mă lăs doar la un singur băz, dar nu am fost prea atent. Adică am fost atent, dar am fost apăsată pe butonul de construcție și nu am mai putut să anulez. De fapt, puteam să-l șterg, apoi mă obliga să fac tot felul de chestii și trebuie să refac din nou și nu recuperam nicio resursă. Bun, între timp hai să facem drumul, dar sincer cred că o să mă jeneze un pic copacul ăsta. Cred că nu l-am pus tare bine, dar n-are nimic, hai să vedem. Să vedem un pic. Facem așa. Mergem așa și apoi să mergem aici tot drept. Până aici. Să sunt acum drept, sunt un pic drept, poate trebuie să merg un pic mai colo, bun, n-are nimic. Să ne facem și partea asta aici, ca să putem să mergem la fântână, la depozit. Bun. Deja avem drumul trasat. Să facem și drumul aici spre casă. Copacul ăsta chiar îmi place cum arată. Am să încerc să-l lăs aici ca să crească, să avem și noi un copac și drumul să meargă pe aici, tot drept. Să-l facem deocamdată tot drept și pe urmă o să mai vedem ce crezi o să mai facem. Chiar arată șmecher, copacul ăsta aici. Să ne facem și intrarea. Bun, avem intrare. A, nu, aici se pare că ne lipsește o bucățică. Bun, ne-am făcut și intrarea. Normal să văd gardul. Ori ăsta e gard și nu știu sincer chiar habar în care să-l fac. Ăsta din bețe, hai să-l cumpărăm. Deja avem destui bani și... da,
Să facem, dar nu cred că o să pot să-l fac acum, pentru că îmi trebuie foarte multe bețe, ci ceea ce nu am. Eu o să mă opresc aici pentru acest episod și, ca de obicei, dacă vă place, nu uitați să vă abonați și noi să ne regăsim pentru un alt episod. Ciao, ciao!